Cine te ghidează pe partea asta vestimentară? De la o vârstă mă îmbrac singur. Eu zic că până la urmă te îmbraci cum simți. Eu simt să mă îmbrac mai colorat, mai de vară. Sunt destul de lejer, am un tricou și un sacou, adică nu... Așa mă îmbrac eu. Dar de-a lungul timpului ai simțit nevoia să apelezi la un stilist, să înveți așa anumite ponturi? Cu siguranță, de exemplu, la anunțile pe care le-am filmat și le filmez, mă îmbracă stilistul de la Canal D. Normal că apelez la specialiști și, în general, și la alte evenimente la care particip eu. Am mai întrebat un prieten care e stilist sau chiar am luat niște haine de la cineva. Da, cu siguranță, că întotdeauna trebuie să vorbești cu cineva care să pricepe. Cea mai scumpă piesă din garderoba ta care ar fi? Adică ești genul care faci investiții? Să zic că nu. Nu sunt deloc fisos, încerc să mă îmbrac cu ce-mi place și nu mă gândesc neapărat la cât costă, dar într-adevăr am niște Adidas Balenciaga, nu e reclamă pentru că nu cred că există în România, oricum, e același preț în toată lumea și am purtat o singură dată, i-am cred că de un an de zile, dar mi-e rușine să-i port. Pentru că sunt foarte mare așa și mi-e rușine să-i port, da. Îi păstrezi sau ai de gând să-i dăruiești mai departe cu unui prieten? Dressing, dar ocupă 3 locuri, asta e o altă problemă. Eu am crezut prima oară că sunt făcuți pentru reunirea trupei Andrei. Știi că aveau ele pe vremuri, dar nu. Iată că sunt și pentru bărbați, de să 43. Și cât ai dat pe ei? Păi cred că 750 de euro costă în orice țară, oriunde, parcă, ceva de genul ăsta. Enorm de mulți bani, dar am zis să fac și eu nebunia asta să-mi iau... Mi-au plăcut. Albaștri, n-are nimeni albaștri, cred, în România. Păi atunci mult curaj să le mai găsești așa o utilizare, cumva. Da, păi când mă duc la iarnă în loc de schiuri și sau de parod în loc de clăpar, de fapt, o să iau... Spune-mi cum ești pe plan personal. Spune-mi dacă ai scăpat de ghinionul în dragoste și ți-ai găsit jumătatea sau încă ești singur și cu admiratoare. Dar eu nu cred că am avut ghinionul în dragoste, că să ai două relații, una de 10, una de 14 ani într-o viață deja, înseamnă că ești un om fericit, părerea mea. Nu văd ghinioanele. Faptul că sunt singur, cred că până la urmă e din cauza mea. Că nu vreau să fiu cu cineva și, mă rog, asta că așa hotărăsc eu și că încă poate nu sunt ok după divorț, că, na, după 14 ani de zile e greu să ai o relație. Chiar și după 3 ani de zile, că au trecut 3 ani. E greu. Adică mai sunt acolo niște răni de pansat? Nu sunt răni, dar... Știi cum e o viață de om, 14 ani de zile, ești obișnuit cu cineva, e greu cu altcineva. Și parcă mi-e greu să iau de la zero, mi-e greu să încep ceva. Mi se pare că nu mai pot, că nu mai vreau. Da, nu știu, timpul o să decidă, Dumnezeu. Tu și fosta soție, în ce relații ați rămas? Foarte bune relații cu fosta soție, ne-am văzut și ne vedem tot. Ea când are o zi liberă, că ea muncește non-stop, cam 12 ore pe zi zboară, și când are o zi liberă, mă ajută pe mine sau cu cățelul, sau cu mama, sau cu... Deci foarte bune relații. Când n-am unde să las cățelul, de obicei las la vecini, las la ea, foarte bună relația, da. Dar, nu știu, să vă mai dați o șansă, așa, mai vorbit de chestia asta, că poate, nu știu... Poate e nevoie să facă cineva acel pas. Ianca nu mă vede cu ochi buni pe mine. Eu am greșit. Întotdeauna apuci să-ți dai seama mult după ce se termină. Apreciezi după ce nu mai ai. Eu n-am știut că-s fericit. Am crezut că dacă nu mai sunt cu ea o să găsesc 10 mai bune, n-am găsit una. Întotdeauna așa e. N-am crezut că am greșit cu nimic, cu toate că eu greșisem foarte mult. Dar încet, încet am învățat. M-am schimbat și măcar am avut bunul simț să-i spun de foarte multe ori cât am greșit și să-mi cer scuze, să-mi cer iertare. Ceea ce e frumos. Deci e posibil să mai întâmple. Habar n-am. Ce-o vrea Dumnezeu. Important e că am foarte mult de muncă și munca mă ține. În rest, ce-o vrea Dumnezeu.